Sondaj făcut de Centrul Internațional de Cercetare și Analiză la comanda PNL arată că în turul 2 românii vor avea de ales între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Mircea Joană, care ar urma să candideze independent, este în continuare pe locul 3, urmat la mică distanță de liderul AUR George Simion și președinta USR Elena Lasconi. Totodată, sondajul arată că la alegerile parlamentare 31% ar vota PSD, în timp ce 22% ar vota PNL. Discutăm despre aceste date cu sociologul Antonio Amuza. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți acest ultim sondaj? Doamnă, e cumva în siajul tuturor datelor care au fost făcute publice în ultima săptămână, ultimele două săptămâni, când au început deja să apară cumva date, statistici despre intențiile de vot ale românilor în ceea ce privește sesiunea de alegeri prezidențiale din toamna-iarna acestui an. Nu e nimic surprinzător, chiar dacă ordinea se mai schimbă de la un sondaj la altul, e un dans al datelor legat mai degrabă de poza momentului, iată genul acesta de situații, precum plecarea lui Marcel Ciolacu, pe care ați și împărtășit-o mai devreme cu audiența dumneavoastră, poate avea un oarecare impact. Românii care au oarecare apetență sau sunt interesați de geopolitică, de relațiile româno-israeliene, s-ar putea să uite la genul ăsta de interacțiune, să evalueze prestația lui Marcel Ciolacu și de ce nu să ne trezim cu o intenție de vot ceva mai ridicată în dreptul lui. Oricare ar fi ordinea în acest moment, majoritatea datelor și a sondajelor implicite implică practic un câștigător în ceea ce privește alegerile din primul tur. Știm că Marcel Ciolacu are cele mai mari șanse în acest moment să ajungă în tur al doilea. Unde avem un semn de întrebare serios este legat mai degrabă de cine va fi contracandidatul pentru turul al doilea, pentru că majoritatea contracandidaților au un scor în marja de eroare, spunem noi. Da, și aici să aducem în discuție și un alt sondaj de această dată al Sociopol, care arată o cursă strânsă în primul tur al alegerilor prezidențiale. Marcel Ciolacu a intrat cu siguranță în turul al doilea, cum vorbeam, cu 26%, în timp ce al doilea clasat ar fi de data asta liderul AUR, George Simion. Însă foarte aproape de locul 2 s-ar afla și președinta USR Elena Lasconi, independentul Mircea Joană și președintele PNL Nicolae Ciucă, însă multe se pot schimba în lunile de campanie, iar lupta pentru locul al doilea rămâne deschisă. Comentariile dumneavoastră și pe marginea analizei Sociopol. Sigur, acum sunt case de sondare și case de sondare. Nu spun că unele sunt mai prietene decât altele cu anumite familii politice. Spun doar că acele partide politice care comandă genul acesta de sondaj, evident, vor împărtăși datele care le sunt lor mai potrivite, mai prielnice, mai fertile pentru o campanie comunicațională. Fiind vorba de acest moment... Ce s-a întâmplat și la locale? Datele se schimbau amețitor de la o zi la alta. Absolut. Acolo cred că am trăit un delir al datelor pe care, în mod normal, o asociație a caselor de sondare ar trebui cumva să se sesizeze sau măcar să înființăm ca să se sesizeze mai târziu. Acum, în schimb, cred că lucrurile nu sunt neapărat direct influențate din punct de vedere electoral, ci mai degrabă fiecare familie politică, așa cum spuneam, își va prezenta datele care le sunt lor mai potrivite în construcția unei campanii comunicaționale. Suntem în pragul campaniei electorale, încă nu a început în mod oficial și evident se tatonează puțin terenul, în sensul în care ceea ce fac cu adevărat sociologii este să înțeleagă care sunt profilurile votanților, cine sunt cei care încă nu știu cu cine să voteze, cine sunt cei care încă nu s-au decis dacă să meargă efectiv la vot. Odată identificat acest profil sociodemografic și pe baza acestor date care sunt aruncate în spațiu public, campaniile electorale vor fi racordate la respectivul profil. Asta înseamnă că vom vedea mesaje din partea politicienilor pe gustul și rațiunea fiecărui reprezentant al electoratului, adică a cetățenilor. E un lucru bun dacă tragem linie, pentru că mesajele vor fi relevante, vor fi racordate la nevoia realității. Pe de altă parte, simt un minus al acestor date care se schimbă de la o zi la alta, ar fi legat de faptul că nu avem o radiografie clară. Nu putem să spunem în momentul acesta cum stau lucrurile, dar asta nu e neapărat o problemă, pentru că ziua alegerilor va elucida și acest mister. Vă mulțumesc foarte mult!